clipa de față ne aflăm la școala Nicolae Labiș, fost 89, strada Firide numărul 2, unde oamenii noștri urmează să construiască o extindere de școală, cu o extindere cu 16 săli de clasă, 8 la parter, 8 la etajul 1, iar la etajul 2 o sală de sport la care va avea acces inclusiv lumea din cartier. Pentru acest gen de lucrări avem 40 de oameni în clipa de față. Urmăm să mai angajăm pentru alte specialități, instalații, finisaje, alte genuri de lucrări care urmează să le facem. Terenul este multifuncțional, au sistem de climatizare, un iluminat modern, finisajele sunt moderne. Este una din sălile de sport mari. Unde veți mai lucra? Școala 196, unde vom face o sală de sport, doar sală de sport, cu vestiare, grupuri sanitare și, mă rog, cabinet medical și câteva anexe. Școala 21, unde la fel se va face o sală de sport și, în perspectivă, la școala numărul 81 se va face o extindere a școlii existente, încă un corp nou cu 15 săli de clasă. Școala 81 având deja o sală de sport nouă. Conform contractului ar trebui în 10 luni de la 5 octombrie. Dar sperăm să terminăm în 9. Sperăm că nu-i afectează și încercăm cât mai mult să nu-i afectăm. Odată, iar pe de altă parte, probabil că și ei încearcă să suporte acest lucru, ținând cont că își doresc foarte mult atât sălile de clasă cât și sala de sport.